Hei, salut! Mi-a picat o fisă și am puțin timp, așa că m-am gândit să fac un video pentru cupluri, pentru relații. Și o să vorbesc despre o greșeală pe care și eu am comis-o frecvent și mi-aș dori să nu mai fac pe cât posibil. Și anume, să cer partenerului, partenerei, să cer să fie ca și mine. În ce sens? Eu am niște calități, da? M-am născut cu niște talente, am dezvoltat niște abilități și am niște inclinații naturale. Fac ceva în mod natural bine și îmi place și învăț rapid și sunt foarte bun în ceva, în niște lucruri. Și o să dau imediat exemple și concrete, da? Și Oxana este foarte bună în alte lucruri, chiar foarte diferite de mine. Și greșeala pe care am comis-o și observ că o comit foarte mulți și ar fi mișto să avem o conversație despre asta cu acasă la noi, greșeala este următoarea. Îi cer celuilalt să se ridice la nivelul abilităților mele pe domeniile pe care eu sunt foarte bun, da? E ca și când, nu știu, doi oameni vorbesc limbi străine și unul român, altul chineza și cer chinezului, spontan, să fie la fel de bun ca și mine la vorbit română. Să se exprime foarte cursiv, corect, da? Să scrie, să vorbească. Este absurditate și totuși o facem de dimineață până seară în cuplu la noi. Exemplu concret. Eu aș putea spune că una din calitățile mele este empatia, cumva. De asta și domeniul meu, psihologia, mi se potrivește și am niște calități de comunicare, empatie, simt cumva oamenii, pot să inițiez discuții rapid despre cum se simt la un moment dat, chiar dacă ei nu spun nimic, da, zicem că asta face parte din talentele mele. Și de multe ori o acuzam pe Oxana și spuneam că nu vezi, nu simți, nu vezi că ălalt a avut mimica asta feței, microexpresiile astea faciale, tu n-ai simțit că el de fapt vrea așa? Și o certam ca și când ar trebui să aibă super, super empatie și super abilități să citească oamenii cum am și eu. În același timp, Oxana are calitățile ei, super tare. De exemplu, una din marile calități este atenția la detalii, la amănunte. Și eu fiind un om care e cu big picture și varză la amănunte, îți dai seama că pe mine mă ajută și m-ar ajuta foarte mult să îi cer Oxanei să mă ajute exact pe partea de amănunte. Adică să avem o colaborare în care eu pun la masă niște daruri și ea pune la masă darurile ei. Dar de multe ori, certuri în cuplul la noi erau, ea mă certa pe mine că nu se atent la mănunte și eu certam pe ea că nu e suficient de empatică cum aș vrea eu sau cum aș crede eu că trebuie. Dar nu asta e ideea în relație. În relație este o colaborare, o cooperare, da? Și tu ce faci? Păi ea ar trebui să se folosească și eu ar trebui să o ajut pe ea cu empatia, într-un mod în care înțeleg că s-ar putea că niciodată în viața asta darurile ei să nu fie ca ale mele. Da? Adică dacă am darul ăsta, hai să-l folosesc și să ajut lumea din jur cu asta. Și cum o fac? Păi într-un mod educațional, pedagogic, cu compasiune. Spun, uite, ajuți omul cumva să vadă la alții, să simtă empatic care este situația altor oameni, da? Dar nu-i ceri omului celuilalt, bă, trebuie să ai aceleași abilități ca și mine. Și la fel, eu la amănunte niciodată nu o să fiu, nu o să excelez. Și sunt oameni în viața mea, Oxana, unul dintre ei și mai sunt și alții, care sunt extrem de bun la amănunte. Și asta poate fi un lucru bun sau un lucru rău, că orice lucru are un lucru bun și un lucru rău, sau un aspect bun și aspect rău. Aspectul întunecat al empatiei este că pot uneori să-mi asum prea mult responsabilitate pentru ce simt alții. Și total not ok. Partea întunecată a oamenilor cu amănuntele este că pot să devină perfecționiști și foarte pisălogi, da? Dar lăsând asta deoparte, da? E important să înțelegem un lucru simplu. Suntem aici să colaborăm. Și fiecare pune la masă niște daruri și dacă unul are niște daruri, unul la mână, el ar trebui să le ofere necondiționat și doi, n-ar trebui să ceară celorlalți să fie ca și el sau să manifeste, să dea dovadă de același nivel de abilități, da? Ca și ceilalți. Fiecare e cu darul lui sau cu darurile sale. Bun? Și acum gândește-te în cuplu, de câte ori nu am cerut celuilalt și spunem, da, dar ce, nu putea să știe celălalt, dar el n-a simțit, el n-a înțeles că eu mă simt nu știu cum, da? Facem toți, bărbați, femei, cupluri de tot felul. Nu? Îl certăm pe celălalt că nu, încă n-a înțeles, că încă nu știe, că nu-și dă seama. Păi ok, e normal să nu-și dea seama. Nu putem să cerem unui, nu știu, sportiv olimpic la 100 de metri să câștige maratonul. E evident. Și totuși în cuplu, noi cerem celuilalt să dea dovadă la nivel înalt de toate calitățile și abilitățile posibile, la nivel înalt. Adică să le aibă și pe ale lui, să aibă și pe ale noastre, și alu vecinul, și alu ălălaltul, și ăla din filmul ăla sau cartea aia. Cumva îi cerem, bă, dar cum, știi, ne umflăm așa, se umflă orezul în noi, cum adică după atâta timp încă nu știe? Păi nu știe, pentru că nu e a lui, nu e chestia lui, da? Nu știu dacă a avut sens complet ce am spus acum, m-ar ajuta să-mi zici dacă te-ai prins pe tine cerându-i altuia, da? Poate partenerului cel mai des, să manifeste calitățile pe care tu de fapt le ai.
Da? Și ai cerut-o într-un mod foarte agresiv, ai cerut-o într-un mod în care îi reproșezi, îl cerți, da? Cum încă tu n-ai dezvoltat abilitate, încă nu ai empatie la 100%, încă n-ai, știi, abilitatea de a fi atent la mănunte 100%. Pentru că realitatea asta este, suntem făcuți să colaborăm și ar trebui să venim la masă cu ce are fiecare și să avem mare toleranță și răbdare cu ceilalți pe domeniile în care noi suntem buni. Da? Cam asta e. Sunt curios cum e la tine, la voi. Aștept comentariul sub. Mersi mult. Te pup. Ciao, ciao.